Una acțiune. Și spui: mami, am făcut prăjiturile pentru invitații tăi. Hai, 1, 2, 3 și acțiune! Nu spun. Trei, patru, cinci, șase. Nu număram cadourile, să știți. Număram zilele. 8 mai sunt până la cea mai frumoasă sărbătoare a iernii, iar noi intrăm în linie dreaptă cu o nouă emisiune. Vă invit să fim împreună lângă Brad și încep cu un avertisment, așa cum se poartă la producțiile TV mai speciale. Această emisiune nu este recomandată persoanelor care nu iubesc sărbătorile de iarnă. Și asta pentru că în platoul nostru până de Revelion vom avea colindători, urători, vine și Moș Crăciun, nu are cum să lipsească. De asemenea, vă ducem la patinoar, la ski. Învățăm să facem împreună decorațiuni de Crăciun. Facem și cozonaci, de ce nu? Mă pricep, ați văzut în promo că știu să fac fursecuri, știu să fac și cozonaci. Doar că nu văd să am un cuptor în decorul emisiunii. Chiar și fără cozonaci, să știți că în platou deja miroase a sărbători. Și asta pentru că unul dintre invitații emisiunii este un alchimist al aromelor, al parfumurilor și am să mă întorc către Andra și am să-i spun: bine ai venit în emisiunea noastră! Bine am găsit! Care este parfumul Crăciunului, Andra? Cel mai dorit este bucuria de iarnă. Care bucurie de iarnă? Portocale, merișoare și scorțișoare. Am înțeles. Azi ne înveți să facem lumânări handmade? Nu chiar, că n-am putut să aduc aici cu mine aragazul, dar am să vă arăt cum sunt pachetați. Eu am să pachetez o lumânare și voi... Și ne povestești despre cum se fac. De acord. Iar acum am să mă așez ca să le spun bun venit și celorlalți invitați ai mei. Sărbătorile de iarnă, sigur că sunt aromate, sunt vesele, sunt sclipitoare. Iată, așa cum este bradul nostru, dar este și multă presiune pusă pe noi în această perioadă. E o perioadă în care poate că sunt cheltuielile mai mari, poate că ne întreabă mama și tata cu cine venim la masa de Crăciun, iar noi trebuie să spunem: cu nimeni, vin singură și de data asta. Așadar că m-am gândit că tare bine ar fi să avem alături de noi și un psihoterapeut. L-am așezat pe canapea. Stă pe canapea de data aceasta. De obicei e obișnuit să-și vadă pacienții pe canapea. Bine ați venit! Bine v-am găsit și sunt onorat de această invitație. E adevărat sau nu că sunt cabinetele psihoterapeuților pline de sărbători? Cabinetele psihoterapeuților, într-adevăr, sunt vizitate. Sunt pline în general. Sunt pline în general și din ce în ce mai pline. Sunt, într-adevăr, vizitate în perioada aceasta și pentru faptul că oamenii își pun tot felul de întrebări. Se apropie finalul anului și e așa ca un bilanț. Dar mai mult decât atât, sunt tot felul de trigăre, da? De elemente care amintesc despre una, despre alta și vom discuta dacă vom avea ocazia. Sigur că da. Și vrem să vă dăm și niște sfaturi foarte utile în această emisiune. Și acesta vin din partea unui alt antrenor, dacă tu ești antrenorul de emoții, nu? E corect spus, e așa? Okay. Avem și un antrenor de condus preventiv prezent în emisiune. Bun găsit, Răzvan! V-am găsit, mulțumesc de invitație! Ne vei explica ce înseamnă, de fapt, acest concept? De defensive driving. Defensive driving, așa îi spui tu. Sau, da? Nu-i zic eu, ăsta e termenul european pe care l-am acceptat cu toții. De principiu, la noi în țară se cheamă condus preventiv. E o parte de educație rutieră care se făcea acum vreo peste 20 de ani în țară, care, din păcate, a dispărut. Și de care avem mare nevoie, de fapt. Și s-ar părea că a revenit la modă, dar nu din prisma statului sau al școlii, ci mai degrabă din partea noastră a piloților de praliu, de VTM, da, care ne-am dat seama că putem aduce un plus valoare prin ce facem noi.
Bun, acestea sunt subiectele pe care vi le propunem așadar și începem cu doamnele, nu? Cu Andra. Andra, vin la tine să-mi arăți câteva lumânări, da? Bine. În primul rând observ că sunt foarte, foarte drăguțe. Mulțumesc. Și că recipientele în care le-ai pus sunt diferite. Da. Nu prea seamănă una cu alta. Da, doar așa, modelul acesta sunt, am mai multe la fel, fiindcă sunt noi, sunt singurele vase noi, restul sunt reciclate. Reciclate? Da. De unde le iei mai exact? Le iau de pe la second-uri, cu mobilă, mai găsesc câteodată vase. Mai iau și de prin alte magazine, dacă îmi place ceva foarte mult, chiar dacă e nouă. Dar și de prin casele bunicilor. Oamenii mi-aduc ei de acasă vase pentru să le umplu cu ceară. Am înțeles. Miroase foarte, foarte bine. Îmi pare rău că nu poate trece dincolo de ecran parfumul lor. Hai să ne jucăm. Vrei? Sigur. Eu îți enumăr niște contexte și tu îmi spui ce parfum, ce lumânare s-ar potrivi. Ce zici? Okay. Te prinzi în jocul ăsta? Da. Ok. O cină romantică. La o cină romantică aș pune o lumânare cu tabac și miere, cred. Acesta tabac? Interesantă alegere. Așa. Și asta are și fitil din lemn, care când arde, trosnește, precum lemnele în șemineu. Să știi că simt parfumul de tabac, iar eu sunt una dintre persoanele cărora le place mirosul de tutun. Și mie îmi place. Deși nu sunt fumătoare. Aroma preferată. Nu mai sunt fumătoare. Bun. Să spunem că vreau să am o seară relaxantă după o zi infernală la serviciu. Bineînțeles că ar merge lavanda. Că merge lavanda în situațiile de genul, doar că acum nu am. Mi s-a terminat, dar am aromă de nopți orientale, care conține mai multe condimente, cum ar fi ambră, tămâie, iasomie. Cum găsești tu parfumurile acestea? Sunt uleiuri, ele sunt gata făcute, uleiurile. Mai fac și o combinație, dar pentru mine nu dau. Ok. Și să spunem o cină cu familia de Crăciun? Aș merge pe napoletană cu alune. Napolitană cu alune. Da. Ce drăguț! Îți vine să mănânci. Asta voiam să spun și eu, mi-ai luat propoziția. Îți vine să le mănânci, pur și simplu. Trebuie să pun atenționare, nu mâncați. Da, cam așa ceva. Sau portocale cu ciocolată și asta e foarte faină. Extraordinară. Deja m-am îmbătat de atâtea arome. Și să-ți mai propun un context, să spunem o cină elegantă de Revelion, poate? Ce recomanzi? Aici aș lua tămâia și smirna. Am tămâie cu smirna, aceasta e. Îmi place. Cred că asta este preferata mea. E foarte elegantă. E cu adevărat un parfum sofisticat. Știu că tu ai un procedeu special prin care obții aceste lumânări. Te rog să-mi povestești. Da. Păi, pun ceara la încălzit. În primul rând, merg și caut vasele prin magazine, adun mai multe vase, apoi pun ceara la încălzit, încă le fac pe aragaz. Sunt și aparate speciale de topit ceara, dar eu încă sunt la aragaz. Și aștept o anumită temperatură după ce am încălzit ceara destul de tare, aștept să se răcească puțin și apoi torn uleiul. Asta depinde în funcție de aromă, la ce temperatură trebuie să-l torn. Și apoi mai aștept puțin și îl torn în recipiente, dar îl torn strat, torn prima oară un strat, apoi pun din nou ceara la încălzit, mai pun un strat, o pun pe straturi, fiindcă am observat că dacă o pun toată deodată, parfumul se poate aduna ori sus, ori jos. Și vreau să fie egal, să ai bucurie la fiecare aprindere, spun eu. Cât de lungă este viața unei astfel de lumânări? Depinde de dimensiune, dar, de exemplu, una ca aceasta e 50 de ore, aceasta e 70 de ore, una așa micuță arde 24 de ore, dar ele au și ghid de întreținere. Și e foarte important să urmezi anumiți pași. De exemplu, trebuie de fiecare dată să o lași să ardă până la margine, dacă ea are un fel de memorie. Și dacă nu o lași până la margine, data viitoare se va arde doar până acolo. E pisica ta cea pe care o vedem în imagini? Da.
E pisica mea. Te ajută? E ajutorul tău de nădejde? Da, chiar mă ajută foarte mult și are și o colecție de lumânări dedicată ei, colecția Coalia, care sunt lumânări negre în vase negre. Asta chiar am făcut azi dimineață și mai am de turnat puțin. O colecție inspirată de pisica ta. Ce alți oameni sau ce alte lucruri te mai inspiră? Orice. De inspirat mă inspiră mulți oameni. Dar în mare meu, chiar toată inspirația mea iau de la oameni, că mai ales de la clienți care îmi scriu după ce primesc pachetul, îmi scriu mesaje și îmi spun, vai, că sunt de minunate și asta îmi place cel mai mult. Ghicești de obicei ce aromă se potrivește cuiva? Unei persoane? Niciodată n-am reușit să fac niciodată? Asta. De fiecare dată sunt pe un film diferit. Nu reușesc. În imagini vedem cum faci aceste lumânări și voiam să te întreb despre ceară. Este una specială? Da, este ceară din soia. Nu am spus asta, nu? E ceară din soia. Asta e ca un fel de unt de cocos. Știi că untul de cocos, dacă îl scoți din frigider, el se topește. Da. Se face lichid. Așa și ceara din soia, doar că la o temperatură puțin mai mare față de untul de cocos. Și de asta sunt atât de parfumate. Eu, în primul rând, le-am făcut ca să parfumeze, apoi pentru aspect. Și ceara din soia, când se topește, se transformă în ulei și asta îi permite parfumului să evapore în aer. Și de asta miros atât de puternic. Bun, mi-ai spus că nu prea te pricepi tu să ghicești personalitatea omului și să-i recomanzi un anumit parfum, o anumită lumânare, dar cu toate acestea am să te provoc să-mi dai două lumânări pe care să le duc la masa celorlalți invitați. Nu vă cunoașteți, prin urmare este foarte, foarte greu, dar știi ce? Alege un parfum mai dificil de ghicit. Să vedem dacă își dau seama ce ai pus acolo. Ok. Am să aleg asta. Așa. Una din ele. Și una neagră. Și una neagră. Coalia. Să vedem cine va ghici. Plec cu ele. Să vedem. Una albastră pentru tine, la fel ca tricoul tău. Și una neagră pentru tine. Înțeleg că trebuie să acceptăm provocarea Andrei și să ne dăm seama ce aromă e aici. Aș fi îndrăznit să spun lavandă, dar am tras cu urechea și am aflat că nu ai lavandă. Așa că... Mă dau bătut? Răzvan? Avea miroase a prăjituri, dar înclin să cred că măr și scorțișoară. Aș mai zice și ulei de cocos, parcă miroase a cocos, dar... Aș înclina să cred că e ceva care are gust de prăjituri. Verdictul îl va da Anca imediat după ce... Urmărim un reportaj. Pe voi vă las să mai adulmecați, să mai mirosiți lumânările, să vă gândiți, să vă răzgândiți. Iar vouă, dragii mei, vă spun că deși este 17 decembrie, Moș Crăciun a pornit deja la drum și vrea să ajungă mai întâi la prichindeii care trăiesc în satele izolate ale Moldovei și care în restul anului nici măcar nu visează să primească un cadou. Moș Crăciun are și ajutoare, jurnaliștii TVR Iași, și am creat o campanie ca în fiecare an prin care să ne dovedim prietenii moșului, în așteptarea lui Moș Crăciun, așadar. Primul jurnalist care l-a însoțit pe bătrânel și l-a ajutat să ducă sacul este colegul meu, Lucian Lucescu. Să vedem unde a ajuns el împreună cu Moș Crăciun. Moșule, ia uite ce ți-am adus. Ultima modă mi-am cumpărat și eu. Vă mulțumesc, Lucian. Am să o port la vară. Copiii n-o să mă recunoască. În satul Scurta, localitatea aflată la mijlocul distanței dintre municipiul Bacău și Adjud, locuiește familia Lorenz.
La marginea pădurii, într-o casă modestă în care doar o cameră este încălzită, i-am găsit pe Olesia, Angela, Delia, Raul și Elena, alături de mama lor, Tatiana. Sora mai mare, Georgiana, este elevă în Bacău și face naveta zilnic, adică aproape 100 de kilometri dus-întors. Ce fac copiii în timpul liber? În timpul liber stăm în casă, desenează, învață la școală, ceea ce le dă timpul la școală. V-au spus ceva despre Moș Crăciun? Da, că îl așteaptă cu mare drag. Pe moșul, nu? Da. Și aveau dorințe, v-au spus? Da. Ce dorințe au? Să le aducă multe dulciuri și cadouri. Merită să primească moșul? Da, pentru că-s cu minți. Cum învață la școală? Bine. Bine, nu? Mulțumesc de ei. Ce pasiune au? Una are pasiunea ca să deseneze și cealaltă mai mult cu... școală, adică la toate practicile care se de la școală. Cum vi le imaginați voi pe moș? Cum are barbă? Da. Ce culoare are barba moș? Albă. Albă, nu? Da. Așa, și cum e îmbrăcat? În roșu. În roșu, perfect. Și ăla care are aici plete. Are plete de albă, nu? Da. Cum e în colind. Da. Moș Crăciun cu? Plete galbe. Se pare, da, se pare că moșul ajunge acum, a ajuns să găsească moșul și copiii care l-aș... sunt acolo, da, ia. Acum vine moșul, acum ajunge moșul. Greu am ajuns moșul aici. Greu a ajuns moșul la capătul călătoriei lui. Ia să vedem cât cine găsește moșul. Uite! Bună ziua, bună ziua! Iată! Vai ce drum lung a străbătut moșul până să vă găsea. Dar ce copii buni, ce frumoși! Bine v-am găsit, îl primiți pe moșul? Da! Așa! Știi o poezie? Cine știi? Ce zice? Așa! Da! Hai tu! Moș Crăciun cu plete galben a sosit de prinăvet și va duce darul multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo, bravo. Ia să vedem moșul, ce ai adus la copii? Moșul are atât de multe, nici nu știi cu ce se înceapă. După ce a plecat Moș Crăciun de la familia Lorenz, una dintre fetițe și-a amintit că mai avea o scrisoare. Mulțumesc că m-a ajutat cu casa. Ce-ți dorești? Să avem o casă fericită și să stăm în ea. Să fie mai multe camere, nu? Până vor primi ajutor să clădească o casă nouă în care să încapă toți membrii familiei, Georgiana, Olesia, Angela, Delia, Raul și Elena se gândesc la un Crăciun minunat, pentru că ei știu că fericirea există și în camera în care locuiesc alături de mama lor, Tatiana. Am găsit aici niște cadouri care cred că sunt pentru dumneavoastră, nu știu sigur. Sunt niște invitații la concerte și am și un bilețel aici lăsat de colegii mei de la marketing și comunicare. Concurs avem, cică. Iată, sub sloganul Colind Românilor, cunoscutul interpret de muzică populară Dinu Iancu Sălăjeanu va începe un turneu național în perioada următoare, alături de grupul Țara Silvaniei. Iar spectacolele încep miercuri 19 decembrie la Sala Polivalentă din Piatra Neamț și urmează vineri în aula Universității Agronomice din Iași. Toate spectacolele au loc începând cu ora 19, iar noi avem pentru dumneavoastră două invitații.
Firește, dacă ne sunați și vă înscrieți la concursul emisiunii, colegii mei vor afișa și numărul de telefon pe ecran. Până atunci vi-l spun eu, 0232-209-0230. Dacă sunteți din Piatra Neamț sau sunteți din Iași și vreți să ajungeți la acest concert, înscrieți-vă așadar la concursul nostru și vă invităm și la o seară vieneză, un concert extraordinar de Crăciun cu un dirijor de excepție, Daniel Zaharov, alături de Eastern Royal Orchestra. Spectacolele au loc în mai multe orașe din Moldova, iar noi avem bilete pentru cel din Iași și pentru cel din Piatra Neamț din nou. Concertele au loc duminică 23 decembrie la ora 17:30 la Piatra Neamț și luni 24 decembrie ora 18:30 în aula Universității Agronomice din Iași. La concurs, la fel, două invitații, același număr de telefon, aceleași reguli. Grăbiți-vă, înscrieți-vă la concurs și puteți să participați la această seară vieneză deosebit de elegantă. V-ați mai gândit, v-ați mai răzgândit, ați dibuit parfumul potrivit până la urmă? Eu m-am dat bătut de la bun început și chiar dacă am încercat să tracem cu ochiul pe etichete, tot nu am aflat exact cu ce arome ne confruntăm. Nu știu, Răzvan? Nu, eu rămân în continuare la plăcinta mea cu mere. Deși... Plăcintă cu mere? Da. Deși scrie clar că e napolitană cu arome, nu bate. Nasul meu nu le înțelege, da? Eu v-am văzut că v-ați apropiat de Andra și i-ați cerut să vă șoptească. Nu v-a spus răspunsul corect, se pare. Cred că ea este corectă în ceea ce privește provocarea pe care tocmai a lansat-o. Andra, elucidează misterul. Ce parfum ai pus în lumânarea aceasta neagră? Lumânările negre din colecția Coalia sunt toate cu același parfum și anume mure și piper negru. N-aș fi ghicit. Greu de ghicit, e adevărat. Iar Răzvan are napolitana cu alune, dar el jură că este plăcintă cu mere. Apropo de mirosul, citeam undeva cândva, de fapt cred că am auzit un reportaj la radio, cum că odorizantele de mașină ne-ar influența felul de a conduce, că unele dintre ele ne-ar face să fim mai somnoroși, că altele ne fac să fim mai agresivi. Cu alte cuvinte, că ar putea fi periculos să folosim astfel de odorizante în mașină, dar până să ajungem la parfumuri, sunt alți și alți factori care ne fac pe noi românii să fim un dezastru la volan. Și cred că îmi dai dreptate, nu? Nu suntem cei mai responsabili dintre șoferi. Nici de cum. Din păcate zic. Suntem, s-ar părea, pe locul 1 în Europa la, să zicem, evenimente nefericite provocate de accidente rutiere. Acum, că dăm vina pe infrastructură, că dăm vina pe școli de șoferi, că dăm vina pe sistem... Odorizantele din mașină. Pe odorizante, pe oricum ar fi, cred că până la urma urmei, dacă tragem linia, cred că ține de individ. Uh-huh. Oricâți factori am luat în calcul, cred că până la urma urmei individul este responsabil, uh-huh, da, de ceea ce face. Și de educație. Că până la urmă educația, asta ne propui tu, să educația avem grijă la care educație. O propun eu și educația ca și termen general, să știți că am în două în cap sub același acoperiș, ca să-i spunem așa. Educația rutieră, părerea mea, dispărând din școli, face un mare nefavor, da, șoferului din ziua de astăzi, iar educația privită mai în spectru mai larg, cei 7 ani de acasă, și ea încape sub atitudinea de la volan. Ne-ai adus niște grafice care vorbesc, da, foarte limpede despre felul în care conducem noi românii și am să-i rog pe colegii mei să ne ajute și să ne arate acele grafice. Iată, comportamentul agresiv la volan. Și ce vedem noi cu gri? În mare măsură, da, dacă mai țin minte, da, și văd până acolo bine, discutăm despre un procent de 45%, cred, da, de șoferi agresivi. Deci putem spune, deci, că felia cea mai mare din graficul acela se referă la șoferii români care sunt în mare măsură agresivi la volan. Iar în partea, să zicem, diametral opusă sunt cei care sunt aproape deloc. Dar, cei cu albastru.
m-aș putea considera și eu unul din ei, dar chiar și eu aș fi ipocrit să nu spun că nu o fac. Da? Deci am momente în care efectiv stresul cotidian te duce înspre partea aia. Că nu devin agresiv la volan, e alta. Da? Când încerc să mă temperez. Bun, dar... am identificat prima problemă, agresivitatea la volan. Să vedem mai departe ce ne-ai mai, ce ne-ai mai adus. Hai să vorbim despre agresivitatea la volan până vedem următorul grafic. Iată, depășirea vitezei regulamentare. Din nou, în principiu toată lumea se conformează. Da? După cum vedeți în grafic, avem procente destul de mari. Da? Adică zic eu, cel mai important e să privim la cel de 10-20 sau 20-40, care însumate sunt deja din nou mai mult de jumătate. Da? Iar de principiu oamenii ăștia nu prea înțeleg că dacă accelerez, trebuie să mă și opresc. Da? Din proprie experiență vă zic că mulți dintre șoferii de zi cu zi nu percep frâna. Da? Deci înțelegem cum frânează o mașină la 50 la oră, dar să știți că nu o percepem la... Mașina aia nu frânează la fel la 70, la 90, la 100, sau mai vorbim de cetățenii aia care merg cu 200 la oră. Că nu-și dau seama că mașina aia se oprește undeva la 200 și de metri. Să știi că, din păcate, lecția asta am învățat-o și eu pe pielea mea. Îmi pare rău, dar sper că ai învățat-o. Am învățat-o, da. După ce am achitat nota. Slavă Domnului, cât de că a fost cu notă de plată. Da, doar de atât, principiu, din fericire. De da. Principiu, ce spuneam la când am apucat de povestit, da, noi stăm pe locul 1 la numărul de morți aportați la accidente rutiere. Da, deci asta e partea mai neinteresantă la noi în țară. Că dacă ar fi doar cu pagube materiale, atunci problema s-a rezolvat foarte repede. Problema este că avem foarte mulți morți, iar din morții ăștia, foarte mulți sunt tineri. De aici a plecat și inițiativa mea. De curând am al treilea copil și mi-am tras singur un semnal de alarmă și am zis că, băi, hai să oprim lucrurile un pic, să mă dau un metru mai spate, să văd cum pot să fac eu un bine altora prin know-how meu. Iar o altă cauză pentru... Că tot vin cifra asta îngrijorătoare de care ne-ai vorbit tu e și următorul grafic. Influența alcoolului. Alcoolul, da. Mai ales ajungem că vin acolo sărbătorile, și din acest motiv, mai ales din că vin sărbătorile și cum e moda la noi să colindăm din casă în casă, câte un păcărel, câte o jumătate, câte un sfert și se adună și se adună și se adună. Dar ideea este că din graficul ăsta, dacă ar fi să tragem o concluzie, este că de principiu cam un sfert recunosc. Dacă ar fi să-i luăm la bani mai mărunți, o să constatăm că și ăia sunt spre jumătate. Da? Adică, de principiu, în graficul ăsta, toată lumea care s-a simțit cu mosca pe căciul, a zis că da, să trăiți, am făcut. Uh-huh. Mulți dintre ei au zis că nu prea, sau foarte rar, și nu e așa. Da? Cel mai corect este să fim cinstiți cu noi, da? Că cinstit e un termen cu un spectru larg. În general, și să recunoaștem. Da, în general, cine a consumat băuturi alcoolice și e oprit în trafic de către un agent și e întrebat, ați consumat? Răspunsul e nu prea. Da. Nu prea. Da, problema da. E că acum râd, nu am, e în de prag râs, de sărbători, în prag de sărbători și în ultimele trenduri, da, acum o să vedem din nou într-un grafic imediat, nu alcoolul mai este cea mai mare problemă. Ajungem și la subiectul fierbinte al discuției noastre, deși nu e fierbinte deloc, de fapt, are legătură cu frigul, cu gheața și cu zăpada. Dar până atunci m-aș întoarce către tine și te-aș întreba cum e cu agresivitatea la volan. Agresivitatea la volan De ce suntem atât de nervoși atunci când urcăm în mașină? Adică avem o zi grozavă și cu toate acestea e suficient să fim ultima mașină dintr-o coloană sau să ne sufle cineva locul de parcare pe care îl ținteam și gata, explodăm. Cred că are de-a face cu un factor mai general pe care noi îl numim toleranță la frustrare. Poți avea o toleranță mai mare la frustrare sau o toleranță scăzută la frustrare și ea clar se exprimă și la volan. Dacă, de pildă, este ceva ce îmi frustrează dorința de moment, da? Și nu sunt obișnuit să-mi controlez impulsurile în momentul în care apare acest eveniment, da? Voi reacționa agresiv.
Și dacă tot am ajuns la ideea asta, și Răzvan foarte frumos a punctat, da? De agresivitate la volan și de control al impulsului, aici mai cred că mai încape discuția și despre cum gândesc și cum justifică oamenii, cum justifică șoferii încălcarea regulilor. Pentru că marea majoritate dintre noi, din păcate, nu pricepe un lucru elementar. Noi cedăm o parte din pofta de a face absolut ce vrem, când vrem, astfel încât să fim cu toții protejați. Foarte puțin conștientizează că limita de viteză, de pildă, în localitate și nu numai, este pusă tocmai pentru ca noi toți să fim protejați și copiii noștri să fie protejați și toți cei pe care îi iubim. Fiecare se gândește în momentul acela mai curând la sine și la cheful lui de a goni. Și evident, asta se asociază, cum bine spunea Răzvan, și cu oarecare inconștiență. Tu nu-ți dai seama că la 70 la oră frâna arată altfel, da? Am citat corect, Răzvan. Și da, e o chestiune de educație, o chestiune de filosofie personală și de lipsa simțului civic. Mulți nu știu cum funcționează frâna, mulți nu știu cum se comportă mașina pe un drum care e ut, care e acoperit de zăpadă sau, cum a fost astăzi, polei. Care e cel mai periculos dintre toate. Așa noi e. Zicem black ice. De ce? Pentru că nu o vezi. Ți se pare că e uscat și de fapt noi. Da? Văd în graficul de pe ecran. Citesc un cuvânt care mie îmi place foarte mult. Aquaplanare. Da. E chiar un cuvânt simpatic. Cuvântul e simpatic, explicația lui din limba română nu reflectă exact ce înseamnă aquaplanare. Aquaplanarea, mai în termen așa explicativ să-i spunem, da? Aquaplanarea înseamnă ridicarea roții de pe sol. Deci nu glisează roata pe apă, da? Ci roata este ridicată de apă în sus. Da? Asta înseamnă aquaplanarea. Crearea unui, să-i spunem, unui val, da? În afront, da? În fața roții, care o ridică efectiv de pe sol. Da? Ce am văzut noi în graficul ăla scurt e o comparație între o anvelopă nouă, cât contact are, da, până la o anvelopă uzată și contactul efectiv care îl are la 5 la oră, la 30 la oră și la 100%, da, la 100 la oră. Și o să vedeți că de la 100% procentul ăla tot scade dramatic. Și cu cât anvelopele alea sunt mai uzate, cu atât mai mult. Aderența e mai slabă. Da, cu atât mai mult am șanse să provoc un accident. Da? Deja că vă uitați la 125 la oră, la anvelopa foarte uzată, să zicem, cel mai dreapta jos, da? O să vedeți că avem un procent de doar 6%. Deci din roata noastră, doar 6% mai face contact cu solul. Da? În egală măsură, fiindcă iarnă, mai avem șoferii care au anvelope, am un prost obicei de a mă uita din mașină pe geam la ce anvelope folosesc oamenii. E defect profesional, să zicem așa, da? Și văd oameni inconștienți cu câte 2-3 copii în mașină sau câte 4-5 persoane cu anvelope de 12 ani. Știți ce înseamnă asta? Ăla este un ucigaș. Da? Deci o anvelopă de iarnă de principiu, după 4 ani de zile, cam o arunci. E cam durata ei de viață. Nimic nu-i veșnic. Da? Iar cauciucul la bază este un silicon, un compound, da? E un cauciuc, un material moale care se degradează în timp. Ce bine că Anca Medeleanu, colega mea, a plecat în oraș fără mașină, e pe jos, poți aluneca pe polei foarte bine și fără să fie mașină. Eu sper că e bine, pentru că va intra în direct cu noi și ne va povesti despre cum este atmosfera în centrul orașului, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, acolo unde zilele acestea ajung sau trebuie să ajungă toți copiii, pentru că decorul este unul de vis. Poate vă întrebați unde este Anca, unde a plecat. De obicei ea vă ține companie între ora 16 și ora 15. Nu a plecat la schi în Alpi, nu a plecat la Târgul de Crăciun de la Viena și asta pentru că și la noi e frumos. Anca, nu te văd, nu știu unde ești.
Bună seara, bună seara, Raluca, bună seara, dragi telespectatori. Să știi că ai dat un sfat foarte bun. Nu e de folosit mașina în această perioadă, pentru că orașul este foarte, foarte aglomerat. E o forfotă în întreg orașul, se vede că ne pregătim de sărbătoare și am zis că cel mai bun punct de unde putem observa cum se pregătește Iașul de sărbătoare este pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Și pentru sărbătoare, cel puțin pentru sărbătoarea de Crăciun, avem luminițe și puteți vedea că avem luminițe, avem și bradul pe care îl găsiți între primărie și între mitropolie și să știți că anul acesta, ca în fiecare an, avem și turiști. Și vă fac o recomandare. Dacă sunteți din Iași, puteți fi turiști în orașul dumneavoastră și puteți admira clădirile pe care orașul nostru le are. Dacă nu sunteți din Iași, veniți la noi în oraș, așa cum a făcut și domnul cu care stau de vorbă în această după-amiază. Bună seara! Cu cine stau de vorbă? Sorin Bedreag, din Constanța. Din Constanța. Ce faceți în Iași? În Iași în vizită la rude și de fiecare dată, de câte ori trec, trec și pe la mitropolie și să văd centrul orașului, că e un centru foarte frumos, istoric și mai ales acum de sărbătorile de iarnă. Cum este în această perioadă vremea la malul mării? E un pic, zic eu, mai călduț față de aici. Întotdeauna la noi este mai cald față de în zona Moldovei. Iarna mai puțin se simte, să zic, față de Moldova, că e mult mai rece și e și atmosfera mai plăcută, pot să zic așa. Și dacă ar fi să facem o comparație, ce vă place la Iași? Pot să zic că totul îmi place. Da. Întotdeauna de câte ori vin în vizită, îmi place să vizitez Iașiul și să văd, e un oraș istoric care e plin de tradiții și chiar aș recomanda și altor turiști să vină. Cum facem? Că și nouă ne place la mare, dar ne place la mare vara, nu iarna, că acum iarna, cred că e foarte frig. E frumos și iarna și la mare, dar nu e ca vara. Ați venit singur? Nu, cu soția. Da? Da. Așa, să nu ne audă soția care este în spate, da. N-a vrut să intre cu noi. I-ați cumpărat cadoul de Moș Crăciun? Da. Da? Da. Ce i-ați cumpărat? Ce pot să vă spun? Rămâne un secret deocamdată, dar... Nu, să dăm un sfat. În primul rând, o icoană frumoasă de la Mitropolia Moldovei de aici, de la Sfânta Cuvioasa Paraschiva. Un prim dar, să zic, cu ceva creștinesc. Și e foarte frumos că o plimbați, că ați adus-o în Iași. Da, da. Și Iași dorește de fiecare dată, de câte ori vin aici, să viziteze orașul. Vă mulțumim foarte mulțumesc. Mult că ați stat alături de noi și vreau să vă invit să veniți pe pietonal, pentru că aici pe pietonal găsiți tot felul de căsuțe, puteți să luați vin fiert cu portocale și vă puteți încălzi, dacă nu puteți să luați mânuși sau căciuli sau ce mai avem aici, șosete. Ia să vedem o doamnă care ne poate oferi mai multe informații. Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne, dumneavoastră sunteți din Iași? Nu. De unde sunteți? Galați. Din Galați sunteți? Da, da. Și de când veniți în Iași? Avem vreo 12-13 ani de când venim, an de an. Sunt ieșenii cumpărători buni? Da, sunt. Și ce cumpără în această perioadă? Care este articolul dumneavoastră care se vinde cel mai bine în această perioadă? Păi, începând de la botoși de lână, papuci de lână, iarăși papuci, șosete de lână, căciul, cam de toate. Iei, în special, se cumpără foarte mult iile. Iile sunt, le cumpărați sau sunt făcute? Le cumpărăm, nu le lucrez eu, că n-am timp și de lucrat și de stat la vânzare. Și totuși, de 7 ani veniți în Iași. Care este motivul pentru care veniți atât de des? Vă place atmosfera sau aveți vânzare, altfel spus? Ca și pentru vânzare venim, ca și Iași e un oraș foarte frumos, un oraș care nouă ne place foarte mult aici, un oraș liniștit. Cum vă încălziți în această perioadă? Așa, stând în picioare cu clienții și ne încălzim. Da, pentru că trebuie să vă spun, este frig afară, sunt foarte mulți oameni care trec, se opresc, nu vor să stea de vorbă cu noi pentru că este foarte frig, asta vă spun, trebuie să recunoaștem și acest lucru. Oricum ar fi, veniți în Iași!
Veniți în Iași pentru că aveți ce face în această perioadă, mai ales pe pietonalul Ștefan cel Mare. Puteți să vedeți și primăria, dacă ne ajută colegul nostru Radu, să vedeți cât de frumos arată primăria în această perioadă. Sunt mulți, mulți oameni care trec pe lângă noi, sunt curioși, dar v-am spus că nu vor să stea de vorbă cu noi în această după-amiază, pentru că este foarte frig și îi înțelegem. Însă, căldura sufletească a moldoveanului ne încălzește, nu-i așa? Și eu cred că transmitem acest lucru și prin intermediul camerei. Vă mai arătăm câteva cadre să vedem ce puteți cumpăra pentru copii, pentru bunici, pentru părinți, pentru nepoței. Vă așteptăm pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. Și vă mulțumim foarte mult. Vă salut de aici și l-aștept pe Moș Crăciun, care încă n-a venit. Am să-i ocup eu locul până vine și am să întreb copiii ce-și doresc de Crăciun. Mulțumim tare mult, Anca, bune idei ne-ai dat. Venim la plimbare pe pietonalul Ștefan cel Mare, cumpărăm bundițe pentru nepoței și pentru bunicii, de ce nu? Dar cred că și ideea pe care am avut-o eu, pe care vă o recomand eu, apropo de cadouri, este una bună, lumânări parfumate de la Andra. Andra, spune-mi, te rog, cele mai căutate lumânări în perioada aceasta, care sunt? Pe lângă cele cu arome de iarnă, toate sunt căutate, dar cea mai căutată e cea cu afine și vanilie, fiindcă este foarte puternică și miroase chiar și fără să o aprinzi. Am problema asta, multă lume și alunări și nu le mai aprind niciodată. Și nu te-am întrebat despre, adică am aflat despre recipientele pe care le folosești, că sunt reciclate. Că le cumperi de obicei din anticariate. Se întâmplă să vină și oamenii la tine cu un vas pe care îl iubesc foarte mult, pe care vor să-l refolosească? Eu chiar le recomand asta, să vină cu vasul lor de acasă, mai ales că ești mai ieftin. Și îmi place ideea asta de a avea un obiect, poate care să o cană, care s-a crăpat puțin și nu mai vrei să o folosești, atunci o transformi în lumânare. Mă uit și mă întreb, oare ce mi-aș alege eu dacă ar fi să îmi cumpăr una, doar una? Am spus deja că cel mai mult și cel mai mult îmi place un... Cred că mirosul ăsta îmi place mie cel mai mult, nu? Aia este îmbrățișare de vanilie. Îmbrățișare de vanilie. Îmi place. Și smine, aș alege doar place pentru numele ăsta atât de romantic. Ăsta îmi place cel mai mult. Și recipientul îmi place foarte mult. De unde ai cumpărat recipientul acesta? Da, din recipientul anticariat? Acesta, nu. Astea sunt niște vase speciale din Australia, le-am adus. E din colecția bijuterii de casă. Sunt singurele vase noi. Am gusturi rafinate, nu-i așa? Da, foarte rafinate. Sunt foarte plăcute. De asta le-am și adus de acolo, că n-am găsit pe undeva prin România vase atât de frumoase și am zis că merită. Crezi că mi se potrivește aroma asta? Da, foarte mult. De obicei persoanelor elegante, așa le place aroma cu temuie și smirnă. Am cerșit un compliment. Mulțumesc tare, tare mult. Drag. Te las să mai muncești. Mulțumesc. Și mă întorc la ceilalți invitați. Și până acum am vorbit noi despre cât de vesele și de parfumate sunt sărbătorile, dar spuneam eu la început că este și multă, multă presiune pusă pe noi în această perioadă din varii motive. Și am găsit un raport, EU Observer, care arată că unul dintre 10 români suferă de depresie în preajma Crăciunului. Cred că nu sunt surprinzătoare cifrele pentru tine. Deloc. Și slavă Domnului că e vorba numai de 1 din 10. În general, ce se întâmplă? Spuneam și la începutul emisiunii, de sărbători avem odată tendința să tragem linie după un an care a fost mai greu sau mai ușor. Și poate mai mult decât atât sunt anumite aspecte legate de sărbătorile de iarnă ca petrecute în familie. Și pentru cei care se consideră singuri, pentru că singurătatea este mai mult o stare de spirit, nu e neapărat o stare civilă, poate fi mai greu. E, dacă vrei, felul în care noi facem față împlinirii sau nu a așteptărilor pe care le-am avut până la un anumit moment. Și
ca să închei răspunsul la această întrebare, mai ținem puțin și de proastele obiceiuri pe care le avem, pentru că avem mult timp liber și îl petrecem în fața televizorului sau în fața calculatorului, consumând prea multe alimente și poate prea mult alcool. Cred că o oră petrecută în fața televizorului e suficient. Să spunem așa, de la ora 4 la ora 5, cât e emisiunea împreună lângă Brad, după care e gata, ieșim la plimbare. Nu? Desigur, și depinde și de cât de veselă este atmosfera în emisiunile pe care le urmărim. Interesant că ai spus că singurătatea nu e o stare civilă, pentru că același studiu spune că aproape 48% din femeile divorțate, de ce doar femeile, nu știu, 48% din femeile divorțate sau separate de partener implicate în cercetare au descris ca extrem de deprimante ultimele săptămâni din an. Presiunea pe sexul frumos este mult mai mare și e ceea ce numim noi în sociologie și în psihologie dublul standard. Cumva se așteaptă, într-o manieră complet injustă, ca ele să nu fie singure, da? Lor li se cere, li se pretinde să nu fie singure, în timp ce bărbatul este exonerat mai ușor de la această regulă, da? Și, din păcate, dacă femeia face greșeala să interiorizeze acest dublu standard și să se considere pe sine mai puțin împlinită din cauza faptului că nu îndeplinește acea stare civilă de bifat, atunci e clar că sunt și stările astea depresive care pot da târcoale. Trebuie să fim mai liberi și libertatea începe aici. Și să ieșim din cutia aia împachetată, nu? Să ieșim din cutia pe care ne-am pachetat-o. Desfacem funda și ieșim din cutie. Exact, ne-am pachetat-o frumos societatea și poate chiar familia. Aici e o discuție mai lungă. Bun. Ce alte sfaturi ai pentru persoanele care se simt singure de sărbători? Uite, o altă categorie sunt persoanele trecute de o anumită vârstă, de peste 65 de ani. Ce fac ei? Ce-i sfătuiești? Cred că, mai ales pentru această categorie de vârstă, e o problemă, cum spuneam, statul în casă. Și putem să ne propunem, chiar să ne impunem dacă nu avem starea respectivă, să ieșim la plimbare, să ieșim la o piesă de teatru, să ieșim la un spectacol oarecare. Pentru că oamenii spun în momentul când, eu știu, Apropo de spectacole, n-ați uitat, da? Exact. Avem invitații, cred că încă mai puteți să mai sunați, mai este una valabilă. Spuneam că nu e nevoie de lucruri mari. Să primim colindători, nu? Să primim colindători, de ce nu? Dar de fiecare dată... O lumânare. De fiecare dată oamenii au senzația că trebuie să facă ceva măreț pentru ca să iasă din casă. Nu e cazul să facem ceva măreț și chiar dacă nu avem chef, trebuie să înțelegem plimbarea uneori ca pe o doctorie, da? Ca pe un medicament. Spunem așa, aș ieși din casă, nu am chef, dar știu că este bine pentru mine și vă promit, după ce veți ieși din casă, după ce veți face câțiva pași, vă veți simți mai bine, chiar dacă nu părea așa la început. Bun, am înțeles, facem o plimbare, primim colindători, aprindem o lumânare parfumată care să ne relaxeze și petrecem mult, mult mai puțin timp la televizor și cu gadgeturile, nu? Apropo de gadgeturi, problema e și la condus acolo. Da, cum spuneam mai devreme, una dintre problemele care deja au depășit alcoolul e telefon. Un mic studiu, nu există nimic deocamdată ieșit pe piață ca și statistică, să discutăm pe niște cifre exacte, dar bănuim că 91% dintre tineri, că ei sunt cei mai preocupați de high-tech, s-ar părea că folosesc telefonul în mașină, s-ar părea că le mănâncă cel mai mult timp din mașină statul pe telefon. Fie că e vorba de browsing, de Facebook, de Instagram, de Twitter, s-ar părea că generația nouă are nevoie de a fi live. Indiferent că lucrul care îl fac la volan e o banalitate pentru toți ceilalți, ei au nevoie să fie live. Asta înseamnă că nu mai au timp să vadă. Eu am și pus pe pagina noastră de Facebook întrebarea, voi cât timp nu vedeți? Și feedback-ul a fost destul de bun. De ce? Pentru că la 50 la oră nu vedem pentru o secundă 13 metri din drum. Wow! Da, aparent banal.
Exact asta a fost și reacția oamenilor care au văzut asta pe Facebook. Au zis, wow, la 50 da, la oră, da, care da. 50 te la oră e chestia mică care și... e aici. Da. Da. Ei, la 100 la oră nu vedeam aproape 30 de metri într-o secundă. Durata unui text message, da, e de 2-3 secunde. Deci cât ai făcut click, 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 ai făcut 100 de metri. Eu cred că informațiile astea despre care ne povestești tu ar trebui să fie înscrise pe niște bannere uriașe și revenim. Afișate educație. Peste tot. Da. Revenim, educație. Sau venim la tine. Sau la Defensive Drive. Și pentru că timpul s-a scurs foarte, foarte repede în emisiune, hai să încheiem așa, pe ce site găsesc pe tine pe oamenii, mine cei care au nevoie de cursuri? Da. Fie mă găsiți pe Facebook pe Defensive Drive Iași, fie pe www.condu-responsabil.com. Andra, pe tine pe Flersend? Da, pe Flersend și pe Facebook și pe Instagram. Și apelați cu multă încredere psihoterapeutiaș.ro. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. M-am simțit foarte bine alături de voi. Am Mulțumim. Aflat foarte, foarte multe lucruri interesante și sper că și voi, dragi telespectatori, ați simțit același lucru. Mie nu-mi rămâne decât să vă dau întâlnire și mâine, aici, împreună lângă Brad.